Dacă sunteți elevi de liceu, puteți obține gratuit o certificare în modelare și imprimare 3D. Sunt peste 40 de hub gratuite de imprimare 3D în țara noastră. Există însă beneficii și pentru profesorii implicați. Toate informațiile le aflați acum în runda a doua de I like IT. Bună dimineața Iulia, și invitațiilor tăi. Da. Bine ați venit. ce acolo? Ia să vedem. Bine v-am regăsit. Voiam să vă arăt ce am făcut în această pauză. Am printat brelocuri pentru I like IT. Ce dragut? Pentru invitații noștri. Foarte bine arată. Vă mulțumim foarte mult. Mihai Peca și Irinuca Văduva sunt astăzi alături de noi. Mihai este formator și specialist în printare 3D, iar Irinuca este unul dintre coordonatorii acestui proiect. Vorbim despre EduTech, practic o modalitate prin care elevii de liceu și profesorii pot învăța mai multe despre ce înseamnă această imprimare 3D și în ce scopuri poate fi ea folosită. Și am aflat că inclusiv în gastronomie Uh, poate fi folosită, putem mânca paste făcute 3D. Asta pentru că la început, la ora 8, uh -huh. chiar vorbea Mihai despre uh, mâncare. Da, n-am vrut să-l dezamăgim pe Mihai și... Uh, deci merdenele nu putem, dar... Uh, poate să ajunge și momentan. la merdenele. <laughs> nu știu, Mihai, ce zici? Găsim o soluție. <laughs> dar în ce alte uh, domenii uh, sunt folosite imprimantele 3D și de ce este important pentru elevi, pentru profesori să învețe mai multe despre acest domeniu? Este foarte important să înțelegem că aplicațiile acestui domeniu al imprimării 3D nu se rezumă doar la industrie. Ele pot fi folosite în nenumărate domenii marketing, divertisment, în filme de la Hollywood mai nou se folosesc modele printate 3D. În medicină sunt progrese importante, inclusiv la noi în țară se face cercetare în acest domeniu. În domeniul automotivelor, în domeniul automobilelor, în aeronautică sunt foarte multe domenii care beneficiază de aplicația ale imprimării 3D. Noi ne dorim ca elevii să înțeleagă, coordonați de profesorilor, cum își pot dezvolta o carieră folosindu-se de imprimare. Cât atizi. a durat imprimarea acestei pisici, de exemplu? Pisica a durat aproape 30 de ore. Este, să zicem așa, vedeta obiectelor noastre. O plimbăm peste tot cu noi. Cine a făcut-o? Este un model care aparține unui alt designer, dar este printată de noi cu ajutorul acestei mașini. Câte centre sunt acum în toată țara? În ce orașe mai exact? Unde se pot duce copiii, profesorii care vor să, să învețe, să facă parte din proiect? Noi am activat prin EduTech deja 40 de licee. Practic, ele sunt dotate cu imprimante 3D suficient de performante uh, și uh, desfășoară și o activități. Pe care am pus -o la treabă, exact, o imprimantă asemănătoare cu cea pe care am adus-o în studio. Uh, în aceste licee se desfășoară astfel de activități. Copiii pot învăța pentru că am reușit să aprobăm o, o materie opțională de, pentru modelare și printare 3D. Proiectul nostru este unul care Vrea să-i familiarizeze pe copii cu meserile viitorului, pentru că nevoia de aici a venit chiar din piață, tehnologia evoluează și. Toată societatea odată dată cu ea și atunci... Și voi atunci... le puneți la dispoziție toate cele necesare da, pentru Da, că... da, Imprimantă, consumabile necesare plus competențele necesare. E voi foarte pregătiți important. gratuit și pe profesorii care apoi se ocupă de formarea Exact, elizică. Exact, nu lucrăm noi cu copiii, ci lucrează direct profesorii. Un aspect esențial astfel încât proiectul să fie sustenabil. Lucrurile să se întâmple și după ce plecăm noi din școlile respective. Foarte important, unde vă pot scrie profesorii, elevii care vor să facă parte? Există site-ul nostru www.3dutec.ro uh -huh. și există adresa de e-mail 3 cu 3 de la printare 3D. Mulțumim foarte mult pentru prezența în platou și pentru tot ce faceți voi pentru profesorii și elevii din România. Felicitări! Mulțumim! Pe mine mă vedeți mâine aici la I Like IT!